Bună seara! Vă mulțumim că sunteți alături de noi atât de mulți în această seară la lansarea celei mai recente cărți a domnului Tudor Dinu despre Revoluția de la 1821. Suntem deosebit de onorați să o avem alături de noi, în primul rând, pe excelența sa, doamna Sofia Gramata, ambasador al Republicii Elene la București, care mi s-a alăturat în pofida micului accident pe care l-a suferit recent, pe doamna Georgeta Filiti, pe care o cunoașteți foarte bine, unul dintre cei mai reputați istorici ai noștri, și bineînțeles pe domnul Tudor Dinu, care este la al șaptelea volum despre epoca fanariotă. Îi dau cuvântul excelenței sale. It's a great pleasure to be here with you today. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα στον εκδοτικό οίκο Humanitas. E o mare bucurie pentru mine să mă aflu aici astăzi la editura Humanitas. Για να εγκαινιάσουμε την έκδοση ενός ακόμα βιβλίου του αγαπητού μου καθηγητή και επικεφαλής του τομέα νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, αξιότιμου καθηγητή κυρίου Τούντορ Ντίνου. Ca să particip la lansarea unui nou volum al profesorului Tudor Dinu, coordonatorul programului de studii neoelene de la Universitatea din București. O Kyrios Dinu este un logotehnitor, un erevnitis monas. Autorul este în bună măsură și istoric și scriitor și om de știință. Και έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα. Ότι εμείς οι διπλωμάτες δεν συμφωνούμε πάντα μαζί του, γιατί οι πραγματικοί ερευνητές είναι αυτοί που η γραφειοκρατία δεν συμφωνεί πάντοτε μαζί τους. Și mai are și un alt avantaj, faptul că noi diplomații nu suntem întotdeauna de acord cu el. Știți, viziunea științifică și cea politico-diplomatică diferă pe alocuri. Η ελληνική επανάσταση στην Βλαχία και στη Μολδαβία είναι ένα κομμάτι από την κοινή μας ιστορία των Ελλήνων και των Ρουμάνων. Revoluția greacă din Moldova și Țara Românească reprezintă un bun comun al istoriei noastre. Όταν ήμουν μικρή στο σχολείο, την ελληνική επανάσταση μάλιστα τη λέγαμε η ελληνική επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Αυτός ήταν ο τίτλος με τον οποίο τη μαθαίναμε στην Ελλάδα. Când eram elevă la școală, îmi amintesc foarte bine că lecția despre revoluție se numea Revoluția greacă în Moldova și Țara Românească. Είναι πάρα πολύ οι τόποι τους οποίους μία Ελληνίδα πρέσβης επισκέπτεται με μεγάλη συγκίνηση εδώ στη Ρουμανία και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, γιατί είναι ακριβώς τόσο στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της δικής μας εθνικής απελευθέρωσης. Ca ambasador al Greciei, nu vă ascund emoția cu care am vizitat numeroase locuri atât din România cât și din Republica Moldova, care sunt legate de lupta noastră pentru eliberare. Γνωρίζω ότι η ανάγνωση αυτών των σελίδων, και δεν μιλώ μόνο για τις σελίδες του βιβλίου του κυρίου Ντίνου, αλλά αυτών των σελίδων της κοινής μας ιστορίας, δεν ήταν πάντοτε κοινή στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Știu faptul că interpretarea acestei părți a istoriei noastre comune nu era aceeași, nu mă refer numai la cartea domnului Dinu, nu a fost întotdeauna aceeași în România și în Grecia. Αλλά αυτό ακριβώς κάνει τον πλούτο των διμερών σχέσεων μεταξύ δύο λαών τόσο φιλικών όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες και οι Ρουμάνοι. Να διαφωνούμε και κάποια στιγμή να βρούμε ποια είναι η πραγματική συνισταμένη, ποια είναι η πραγματική ιστορική αλήθεια και βάσει αυτής της αλήθειας να χτίσουμε το τόσο ευχάριστο, τόσο λαμπρό μέλλον που έχει η συνεργασία των δύο λαών μας. E foarte important să avem și divergențe în cercetarea istorică, iar în urma acestor divergențe care generează dezbateri, să ajungem la stabilirea adevărului istoric, iar adevărul istoric să ne permită să continuăm această
colaborare într-un viitor, sperăm, strălucit româno-elen. Și δεν είναι τυχαίο ότι η Ελληνική Επανάσταση άρχισε εδώ. Και δεν συνδέεται αυτή η επανάσταση μόνο με την ηγεμονία των φαναριωτών. Συνδέεται με την πάρα πολύ έντονη, την πολύ πλούσια παρουσία στα δικά σας εδάφη των Ελλήνων εμπόρων. Nu e întâmplător faptul că Revoluția Greacă a început în Moldova și Țara Românească, iar acest fapt nu se datorează exclusiv prezenței domnilor fanarioți pe tronul țărilor române, ci și prezenței negustorilor, negustorii foarte avuți și foarte dinamici. Άλλωστε, όχι μόνο στην Μολδαβία και στη Βλαχία, αλλά και σε άλλες χώρες της ελληνικής διασποράς, οι Έλληνες έμποροι, οι Έλληνες επιστήμονες ήταν αυτοί που έφεραν πιο κοντά στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που υπήρχαν τις ιδέες του γαλλικού διαφωτισμού, κάνοντας έτσι, δίνοντας τα σπέρματα για μια αστική επανάσταση. Μια επανάσταση η οποία δεν ήταν μόνο εθνική, αλλά επανάσταση κατά δυναστών που εμπόδιζαν την θρησκευτική μας και την προσωπική ανάπτυξη. Negustorii, nu numai în țările române, ci peste tot unde exista diaspora greacă, au contribuit la răspândirea ideilor progresiste ale iluminismului francez și la izbucnirea unei revoluții care nu a fost numai una națională, a fost o revoluție democratică, liberală, burgheză. Să se ευχαριστώ πάρα πολύ, εκδοτικέοι και Humanitas, για την πρόσκληση σήμερα. Σας ευχαριστώ επίσης που είσαστε τόσο δραστήριοι να εκδίδετε βιβλία, να εκδίδετε έργα που προωθούν τον πολιτισμό στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ ως Ελληνίδα και ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας βρέσω μοτσομές καλδουρός editurii Humanitas, νου νομάι πέντου invitația din această țară, ci și pentru că publică cărți ce promovează cultura. Și vă mulțumesc nu numai în calitate de ambasador al Republicii Elene, ci și în calitate de cetățean grec și cetățean european. Η ιστορία είναι ούτως ή άλλως πολιτισμός. Τη σημερινή εποχή που βλέπουμε κάποιους ηγέτες να θέλουν να ανατρέψουν την ιστορία, είναι πολύ χρήσιμο να τη μαθαίνουμε. Istoria este în primul rând civilizație, este cultură. Iar astăzi istoria devine mult mai actuală, trebuie să învățăm cu toți istorie în condiții în care anumiți lideri politici încearcă să răstoarne cursul istoriei prin violență. Και ιστορικούς της αξίας του κυρίου Ντίνου τους έχει ανάγκη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Și cred că civilizația europeană are nevoie de istorici de valoare a celor pe care îi promovează editura Humanitas. Mulțumim excelenței sale și dați voie să-i dau cuvântul doamnei Georgeta. Știți, exista un președinte al Statelor Unite care nu putea să și meargă și să mestece gumele mestecate. Mie mi-e greu să vorbesc stând jos, nu vă supărați. Asta e singura asemănare între mine și el. Doamnelor și domnilor, e un adevărat eveniment în seara aceasta, fiindcă lansăm o carte care cred că la 200 de ani de la consumarea evenimentelor era absolut necesară și nu vă ascund, domnule Dinu, neașteptată. Neașteptată de ce? Pentru că de 200 de ani această efervescență din Balcani a fost discutată, a fost tratată, a fost comentată, interpretată în exces. Și trebuie să spunem că de cele mai multe ori lucrurile s-au exacerbat, au fost exagerate, patimile și au spus de foarte multe ori cuvântul.
După ce trece vremea, după ce lucrurile, informările, aprecierile se tasează, cred că rămân trei lucrări valabile legate de evenimentele de acum 200 de ani. Este o lucrare a unui grec, Ilie Fotinou, care narează faptele. Nu se lansează în interpretări. În timpul celui de-al doilea război mondial vine un român, Andrei Oțetea, care face același lucru. Și iată, acum, a treia lucrare, îndrăznesc să spun, mult mai completă, mult mai bună, mult mai echilibrată, care prezintă faptele. Nu știu să vă spun de ce. Poate pentru că evident a fost un eveniment extraordinar de important și la greci și la români s-a întâmplat ceva. Lumea aproape a fost tentată să lase deoparte faptele și să interpreteze, să interpreteze și iar, și iar, și iar. Că e revoluție, că e început de epocă nouă, că reverberează în dreapta, în stânga și un lucru foarte important, au căutat să justifice fiecare faptă. Ori, de data aceasta, vine în spațiul nostru un filoeren autentic care își permite un lucru. Un lucru pe care nu și l-au permis aproape niciun istoric până la el. Și anume, să cerceteze faptele și dintr-o tabără și dintr-alta, sine ira et studio. Adică încercând să rămână obiectiv. Și să știți că rezultatul este absolut extraordinar. Pentru că Alexandru Ipsilanti este un erou, Tudor Vladimirescu este un erou. Fiecare își iubește și își portretizează eroul. Dar ei sunt și oameni și fac greșeli și nu sunt singuri. Sunt însoțiți de trădări, de dușmării, de oameni de proastă calitate, de oameni care informează greșit. Și atunci se întâmplă ce s-a întâmplat. E foarte greu. Sunt personagii de o parte și de alta pe care noi îi privim ca niște asasini, în vreme ce prietenii noștri greci îi socot ca eroi. Este vorba de eterie. Eteria l-a cuprins și pe Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu a trădat eteria. Toate lucrurile acestea. Mi-aduc aminte că scriind un text pe tema asta, am spus că armata lui Alexandru Ipsilanti nu era toată de cea mai bună calitate. Și bineînțeles a găsit cineva, un român, care se ocupă și de istoria grecii, și zice, cum poți să spui așa ceva? Păi iată chiar documentele date la iveală de domnia voastră. Pentru că este o realitate istorică. Armata asta și de o parte și de alta n-a fost de cea mai bună calitate. Jafuri, trădări, mistificări, informații eronate, toate s-au îngrămădit, configurând această epopee balcanică absolut fantastică. Dar aici mi se pare mie că este virtutea de căpetenie a profesorului Tudor Dinu. Pentru că parcurgând sute și sute de documente, și vă rog să mă credeți că și eu sunt unul din cei care, prin natura meseriei, a trebuit să citesc și să recitesc sute și sute de mărturii și din spațiul balcanic și mai departe, le-a citit și le-a judecat cu calm. Și această judecată calmă a făcut ca dumneavoastră să aveți în mână cea mai corectă, cea mai aproape cât e omului cu putință să prezinte faptele, cea mai aproape de realitate înfățișare a faptelor de acum 200 de ani. Doamna ambasador a evocat
în rândul grecilor care s-au manifestat în diasporă, nu numai în spațiul românesc, ci pretutindeni în lume, i-a evocat pe negustori. Și lucrul este foarte adevărat. Iar noi datorăm grecilor enorm de mult. De ce? Pentru că noi suntem un popor plin de calități, ne face plăcere să ne lăudăm de dimineața până seara, românii verzi, nimeni ca noi. Dar să știți că element dinamic nu avem totdeauna. Suntem lăsători, suntem calmi, ne entuziasmăm și ne lăsăm repede de pe urma entuziasmului. Ori, acest element dinamic existent în spațiul românesc pe care l-au reprezentat grecii, n-a fost vorba numai de negustori, a fost vorba și de cărturari și de înainte mergători, să nu-l uităm, nu, pe Rigas. Și el nu este singurul. Acum, vedeți, revenind puțin la viața domnului profesor, parcă v-ați fi planificat niște lucruri, și anume a consolidat această idee, această carte legată de bicentenar, ocupându-se de epoca fanariotă. De ce? Pentru că epoca fanariotă, la fel ca Revoluția, este foarte controversată. Și nu numai la noi, ci și la voi, la greci, pentru că ați spus, bun, fanarioții au stat, s-au căpătuit acolo în țările române și când le-a fost greu, în timpul Revoluției noastre, de la 1821, au șters-o. Și, ca să spun așa, unul dintre cei mai reprezentativi fanarioți care au șters-o a fost Vodă Caragea, nu? Pe care îl știm și noi, îl știți și voi. Și părerile nu sunt chiar unanime în a lua în brațe. Probabil că a avut nevoie profesorul Dinu de a se informa, de a citi peste măsură de mult, și a mai făcut un lucru, s-a dus la toate monumentele amintitoare de fanarioți, ca pe urmă să ne dea, tot la editura Humanitas, o lucrare în trei volume și al patrulea cu personalități din epocă. Eu îndrăznesc să spun că această carte a domniei voastre restituie adevărul istoric. Cel mai ușor lucru, și asta, din păcate, noi facem destul de des, ne merge prost într-un loc, păi de vină-i ăla, niciodată nu suntem noi. Ori, epoca fanariotă are multe umbre, dar trebuie să recunoaștem că are și foarte multe lumini. Noi nu ne putem înțelege foarte modestul iluminism la noi fără prezența acestor oameni. Impozitele sunt multe, impozitele sunt foarte multe, dar măcar știi cât ai de dat. Nu-i vorba să facem aici o apologie a fanarioșilor, dar trebuie să-i cunoaștem. Ori prin cărțile profesorului Dinu ajungem să le cunoaștem foarte bine. Și având acest suport, mergem mai departe către această revoluție. Prin comparație cu ceea ce s-a făcut, și credeți-mă că sunt sute de lucrări, fiecare a simțit nevoia, a trecut un pandur de-a lui Tudor prin satul cu tare și a trântit un articol. Foarte mult s-a scris și îndrăznesc să spun că de fiecare dată s-a scris cu patimă. Ori, de data aceasta, având această prezentare obiectivă, cred că a venit momentul să fie și recompensată. Și de aceea eu mi-am permis, l-am și informat pe autor, astăzi de dimineață, la Academie, eu am propus lucrarea pentru premiul Academiei. Mi se pare că până în momentul de față nu există un text mai bun decât ceea ce a dat domnia sa. Eu nu vreau să vă decepționez, domnule profesor, dar trebuie să vă spun un lucru. Și cred că nici domnia voastră nu considerați că subiectul e închis. Pentru că, de pildă, acum 15 ani primesc un manuscris al lui Gheorghios Iorgu Atanasiade despre Revoluție. El
un consilier al lui Nichi Taras. Nichi Taras, alt personaj interesant din Revoluție. E, manuscrisul acela n-a văzut încă lumina tiparului și probabil că nici nu va vedea prea curând. E o prostie de moștenitori care cer niște sume astronomice. Asta nu contează. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că istoria este ceva viu. Să nu credeți că dacă folosim trecutul, gata, nu mai contează. Istoria este o zestre spirituală a noastră, a tuturor, și cu cât știm mai bine, mai nuanțat, mai mult despre istorie și nu despre istoria numai a noastră personală ca individualități, ci a comunității, a spațiului, a țării, a zonei în care trăim, cu atât vom fi mai puternici și, îndrăznesc să spun, vom face față mai lesne unor evenimente poate neașteptate. Nu pot decât să-l felicit încă o dată pe autor și, deopotrivă, editura Humanitas, și vreau să cred că dumneavoastră vă puteți socoti de azi înainte autor Humanitas. Vă mulțumesc! Întrebați-mă, nu? Vă rog. Ακούγοντας την κυρία Φιλίτη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ βαθύτατα, σκέφτηκα ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής επανάστασης που σε λίγες επαναστάσεις το βλέπουμε. Ascultându-o pe doamna Filiti, pe care o apreciez în mod deosebit, mi-am dat seama că Revoluția Greacă are o caracteristică unică printre revoluțiile din lume. Εκ των πρωταγωνιστών αυτής της επανάστασης ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν απολύτως καλά τακτοποιημένοι χωρίς την επανάσταση αυτή. Printre protagoniștii Revoluției existau persoane care aveau funcții excepțional de înalte și de bune și nu aveau nevoie de această Revoluție. Φαναριώτες οι ίδιοι ήταν εκπρόσωποι ακριβώς του συστήματος που θέλησαν να καταλύσουν. Φαναριώτες ίσχυοι ήταν representanții unui sistem pe care chiar ei aveau să-l distrugă prin Revoluție. Ο Καποδίστριας, υπουργός εξωτερικών, μίας από τις μεγαλύτερες δυνάμεις εκείνης της εποχής, της Ρωσίας. Ιωάννης Καποδίστριας, era ministru de externe al Rusiei, una dintre cele mai mari puteri ale epocii. Οι πρίγκιπες, οι ψηλάντες. Είναι και πρίγκιποι οι ψηλάντοι. Το ίδιο και πάρα πολλοί, οι οποίοι ήρθαν στον ελλαδικό χώρο και πρέπει να σας πω τελείως ειλικρινά ότι και στην Ελλάδα οι φαναριώτες αντιμετωπίστηκαν κάποτε με μεγάλη καχυποψία. Δεν ήταν πάντοτε οι σχέσεις του ελλαδικού πληθυσμού με αυτούς που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη εκείνα τα χρόνια οι πιο ήπιες. Mulți demnitari φαναριώτες, cum știți, au pierdut totul în țările române și s-au dus în Grecia, unde nu au fost deloc bine primiți, au fost primiți cu multă suspiciune de populația din Grecia, că îi considera intriganți veniți de la curtea sultanului. Αλλά και στον ελλαδικό χώρο, στους απλούς επαναστάτες, μία από τις πιο τραγικές σελίδες του αγώνα ήταν η σφαγή της Χίου. Η Χίος ήταν ένα νησί που είχε τεράστια πλεονεκτήματα από το Σουλτάνο. Ήταν, όπως λεγόταν, το νησί της μητέρας του Σουλτάνου, με φοβερή επιδότηση των μαστιχόδεντρων και οι χιώτες δεν δίστασαν να θυσιαστούν μέχρι σενός. Με μία από τις τραγικότερες σελίδες της ελληνικής επανάστασης, ομαδική σφαγή τους. Același lucru s-a întâmplat și în unele zone privilegiate din Grecia. Să luăm exemplu caracteristic al insulei Chios, insulă care era scutită de impozite, îi aparținea mamei sultanului și în care se producea mastica. Mastica era o sursă fundamentală de bogăție în această zonă. Ei bine, oamenii din Chios, ignorând
privilegiile lor, se ridică la luptă pentru ideea de libertate și suferă cel mai cumplit măcel din timpul Revoluției, în anul 1822, măcelul din insula Chios. Με αυτή την έτσι παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια πολύ ρομαντική ιδέα. Ας πούτε ας πούνε και la baza Revoluției Grecești a stat o idee foarte romantică. Da, și aș adăuga pe aceeași linie exact ce ați spus dumneavoastră. Să ne gândim că Alexandru Ipsilanti era un tânăr frumos de numai 29 de ani, general deja la vârsta lui în armata țaristă, aghiotantul țarului, îndrăgit de toate nobilele frumoase de la Sankt Petersburg, care avea o viață sclipitoare cu bule de șampanie și lasă totul pentru a lupta. La fel, mai dau un singur exemplu, domnul Mihail Șuțu, favoritul prin excelență al marelui vizir din perioada aceea, un bărbat de o frumusețe răpitoare, așa cum concordă sursele, de o eleganță orientală, cu o avere uriașă, lasă totul pentru patrie. Și chiar el, nu-i Ipsilantiș, alcătuiește armata, ci cel care se ocupă de alcătuirea armatei, cum știți, Ipsilanti trece protul în compania a 20-30 de oameni, este Mihail Șuțu. Este în egală măsură putea fi considerat arhistrateg. Și mai e un lucru, să știți, e ceva surprinzător. Cei care fac genealogie pot să mă confirme, să știți că acești fanarioți sunt teribil de înrudiți cu românii. Adică Alexandru Ipsilanti însuși, mama lui e văcărească. Păi ce vrei, familie mai românească decât familia Văcărescu. Și așa putem să mergem aproape la toți fanarioții. Prin urmare, este o legătură în Balcani între români și greci care este indestructibilă. Și, de fapt, s-a vădit și atunci, nu? În timpul Revoluției. Da, trebuie recunoscut că după mai bine de 100 de ani de căsătorii mixte, am zice noi astăzi, între boierii noștri și ahonții fanarioți, avem o aristocrație comună, româno-elenă. E absurd să ne întrebăm ce era Ipsilanti, era român sau grec. Sigur, mama lui, Safta Văcărescu, era româncă, dar nu era numai româncă, căci în vinele ei curgea destul sânge grecesc, cum și pe cealaltă linie a Ipsilanților exista sânge românesc. Iată. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte despre carte. Despre cum este alcătuită ea. Începe cu un racursi istoric, ce se întâmplă înainte de 1821 cu lumea grecească, cu lumea balcanică după căderea Constantinopolului și apoi povestirea faptelor, cum spunea și doamna Filiti, și se încheie, desigur, cu o proiecție, să-i spunem așa, care merge până la anul 1830, încheierea războiului de independență al Greciei. Apropo, la 1830, Mihail Șuțu, care fusese voievod, asta era titulatura românească, voievod, și domn al Moldovei, ajunge ambasador la Paris. Și țin minte, am văzut undeva o fotografie foarte interesantă din hainele alea somtoase, splendide, cu barba, cu picioarele pe blana de leopard, cu așa, avem un tânăr plăcut îmbrăcat în straie occidentale, cu nimic ieșit din comun. Nu știu în ce măsură s-a reflectat și în averea lui această, cum să zic, cădere în rang. În carte veți găsi ilustrații. Majoritatea ilustrațiilor sunt fotografiile domnului Dinu, care, la fel ca și în alte cărți, Oamenii epocii fanariote, de exemplu, care este o monografie splendidă, a călătorit prin toate acele locuri despre care se vorbește în carte, care sunt înregistrate în istorie, le-a fotografiat așa cum sunt ele în ziua de astăzi. Um,
Este un demers istoric, istoriografic, cum nu știu să se mai facă la noi. Merită cu prisosință să citiți cartea și să citiți și explicațiile fotografiilor. În ceea ce cartea are două volete, aș zice, cumva, care bineînțeles se îmbină la Balama, Revoluția grecească și problema Tudor Vladimirescu, mișcarea, cum să-i spunem, figura lui Tudor Vladimirescu. Pe Tudor Vladimirescu îl știm cu toții, bineînțeles, în primul rând că era pe moneda, pe bancnota de 25 de lei din trecut. Deci chipul lui îl știm în milioane, zeci de milioane de exemplare cât ar fi circulat. Și e peste tot. Și totuși dacă întrebi un român oarecare, ce a făcut Tudor Vladimir? Zi-mi, ce-i cu el? Ce a făcut el? Cred că destul de puțini vor ști să spună exact. S-a bătut cu tot, ce a făcut? Aflăm din această carte și dacă o să deschideți manualele, după care se învață în momentul de față, am făcut exercițiul ăsta, am fost curios. Manualele după care se învață acum la Școala Generală și la Liceul Istoria României, românilor. Momentul Eteria Tudor Vladimirescu are o pagină maximum două. În covârșitoarea majoritatea manualelor nu se înțelege absolut nimic. Sunt pur și simplu niște fraze care par scoase din niște documente de partid. Nu se înțelege. Într-unul din manuale am găsit lucruri juste, aranjate însă în așa fel și spuse în așa fel încât nu pricep decât dacă știai deja subiectul. Cam așa arată figura lui Tudor Vladimirescu în mintea noastră. Și aș vrea să-l întreb pe profesorul Tudor Dinu dacă ne poate spune ceva mai consistent acum despre figura lui Tudor Vladimirescu. Ce voia să facă Tudor Vladimirescu? Asta cred că e interesant pentru noi, pentru toată lumea. Ce voia să facă Tudor Vladimirescu și ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi reușit să facă ce voia? Tudor Vladimirescu a fost o personalitate copleșitoare, dar destul de diferită de cea pe care o cunoaștem noi din manuale, din cărțile mai vechi de istorie. A zice că a fost cel mai important homo novus sau self-made man pe care l-a cunoscut istoria noastră medievală și postmedievală. Să vă gândiți că era un simplu moșnean cu mânat de o ambiție extraordinară, ambiție extraordinară poate să fie pozitivă până la un anumit punct, care a încercat absolut orice pentru a face o carieră strălucită. A încercat meseria armelor, distingându-se în războiul ruso-turc din 1806-1812, când i-a cunoscut și pe viitorii eteriști, Iordache Olimpiotu și Iane Farmache. A intrat în slujba unui mare boier, boierului Glogoveanu, în casa căruia a învățat carte la Craiova. Nu era cunoscător de carte multă, învățase puțin. Situația familiară nu îi permitea acest lucru. La întâlnirile oficiale cu grecii mergea cu traducător. La întâlnirea cu Ipsilanti, traducătorul a fost însuși episcopul de Argeș, Ilarion, care îl sfătuia pe Tudor să îl ucidă pe Ipsilanti. Vedeți că existau sentimente amiabile de ambele părți. Tudor a avut grijă să pune deoparte bani ca administrator al moșiilor glogovenilor, a deschis propriile afaceri cu absolut orice putea aduce bani în respectiva epocă, de la vite, pește, carne până la băutură. Și cârciumi a avut și mochi, iar apoi a încercat să profite ca sursă de îmbogățire de administrația coruptă în acea epocă. A fost vătav de plai, funcție pe care și-o cumpăra, cum se cumpărau toate funcțiile în respectiva epocă, era regula prin excelență, funcțiile se scoteau pe alocuri la licitație, cine dădea mai mult primea și stăreția unor mănăstiri, nu numai simplele vătășii de plai. A
reușit, la un moment dat, nu știm exact cum, să ajungă Sluger. În perioada tulbure a războiului ruso-turc, undeva înainte de 1808. Și nu s-a oprit aici. Asta a fost marea lui calitate, a crezut în steaua sa și a intrat în lumea consulatului rusesc. Rușii îl distinseseră deja cu decorația Sfântului Vladimir și cu gradul de poruci, cam zice noi astăzi, locotenent în armata țaristă, și a devenit un apropiat al consulatului rusesc, că era un focar de intrigi. Rușii, așa cum știm foarte bine, foloseau statutul pe care îl câștigaseră după pacea de la Kyuchyk-Kainarji din 1774, de protector ai creștinilor din Balcani, pentru a cuceri teritorii în propriul lor interes, nu pentru a le elibera. Eliberarea de sub stăpânirea otomană era numai o momeală pe care o întindeau rușii. Evident, în cadrul acestui consulat, la care secretarii, dragomani erau cu toții greci, erau vehiculate tot felul de idei revoluționare, de sorginte franțuzească. Ei bine, la Tudor Vladimirescu, ideile acestea ajung prin intermediul grecilor activi în consulatul rusesc. E un lucru pe care nu îl întâlnim noi așa în istoriografia noastră. Ei bine, grecii eteriști îl apreciau pe Tudor. Iordache Olimpiotu credea în Tudor, îl considera cel mai vretnic capitan valar și este cel care l-a propus pe Tudor pentru a fi unealta eteriei în țara românească. Ei bine, Tudor nu s-a mulțumit cu acest statut de unealtă. Cum vom vedea, l-a depășit cu mult, s-a autonomizat și de eterie, s-a autonomizat și de mari boieri care la un moment dat îi vor fi dat un act scris pentru a ridica poporul. Important este să știm că în planul general pe care al Revoluției, pe care eteriștii îl discută în octombrie 1820, în carantina de la Ismail, pe teritoriul rusesc atunci, în sudul Basarabiei, se regăsește numele lui Tudor. El este numit, în traducere românească, căpetenia bărbaților înarmați din Craiova, căruia grecii îi dau sarcina să ridice poporul la luptă. Ei bine, în acest fel rezultă că din unghiul de vedere al grecilor, Revoluția lui Tudor trebuia să fie o parte a unei mari revoluții balcanice, care să presupună ridicarea în același timp la luptă a românilor în nord, a grecilor, mai ales în Peloponez, dar și a bulgarilor și a sârbilor. De aceea, având promisiuni vagi, Ipsilanti și-a schimbat pe nepusă masă proiectul inițial al Revoluției. Proiectul inițial al Revoluției însemna o mică diversiune în țările române, dar el, Ipsilanti, să se deplaseze pe uscat până la Trieste, de la Trieste să ia un vas, o corabie, iar acea corabie să-l ducă în Peloponez, zona din spațiul Greciei, cu cea mai mare populație elenică, unde turcii puteau fi mai ușor învinși, pentru că, alminte, procentul de musulmani în toată peninsula balcanică era foarte mare comparat cu cel de astăzi, iar Revoluția avea puține șanse de izbândă. La un moment dat, probabil, și mă opresc aici, probabil dezinformat de colaboratori care îi spuneau că nu sunt gata cei din Peloponez, Ipsilanti optează pentru un plan mai degrabă fantezist, acela de a începe Revoluția în țările române, unde nu avea încă o armată, ci numai promisiuni, și cu ajutorul bulgarilor, sârbilor, etc., care avea tot promisiuni, să străbată întreaga peninsulă balcanică, eliberând-o integral de sub stăpânirea otomană. Acum, un singur lucru trebuie să adăugăm, pentru că probabil întrebarea va veni și din public. A fost membru al eteriei Tudor Vladimirescu? Da, a fost. Sigur, nu există o dovadă 100%. Numele lui Tudor nu se regăsește în cele
trei liste, trei cataloage mari ale Eteriei și nici într-un alt document. Există însă un act excepțional pe care l-a descoperit academicianul Oțetea în arhiva din Budapesta. E un act redactat în varianta pe care o avem noi în limba germană. Este un jurământ pe care îl depun în trei Tudor Vladimirescu, Iordache Olimpiotu și Iane Farmache, de a se ajuta unul pe celălalt în lupta comună a creștinilor. E un element, e un document foarte important, pentru că le cere celor care jură și subordonaților lor să treacă în plan secund, să-și ignore propria naționalitate, că sunt albanezi, că sunt sârbi, că sunt bulgari, și să lupte pentru binele comun al creștinătății. Revoluția la început era o revoluție a creștinilor. Zavera. Da, Zavera era pentru credință, da? O revoluție comună a creștinilor împotriva islamului, împotriva stăpânirii islamice. Mai avem un element important. Faptul că lui Tudor i se permitea să participe la ședințele săptămânale ale Eforiei Eteriei din București. Sigur, s-ar putea argumenta, nici acesta nu este un argument decisiv. Poate participa în calitate de invitat, dar nu de membru. E totuși puțin probabil să... Da, da, gândiți-vă că e vorba de o societate secretă, știți? Noi, imediat după Revoluție, am vrut să știm tot. Și cum la București nu se poate păstra nici cel mai mic secret, au apărut masoni. Masoni care se țineau de mână, stăteau cu brațele împletite și discutau. Noi suntem din loja cu tare sau cu tare. Lucrul ăsta, să știți că nu se întâmpla când masoneria în secolul sfârșit de 18 și pe urmă în secolul 19, masoneria reprezenta ceva. Așa și aici, faptul că nu avem dovada scrisă, eu, Tudor Vladimirescu, am jurat după tot protocolul, care era foarte sever, tot jurământul. Da, da, să spunem că Eteria era o organizație secrete, de tip masonic, sigur, de tip masonic, sigur, masoneria inspirase ca și alte organizații revoluționare. Dar să știți că numai în felul acesta putem înțelege și reacția împotriva lui Tudor. Eu cred că dacă n-ar fi fost membru al Eteriei, nu s-a ajungea la asasinat. Da. Aș vrea să vă întreb, înainte de a trece la întrebări din public, dacă există, spunem că momentul 1821 este un moment de ruptură, este momentul de început al modernității românești, pentru greci nu mai spun. Pe teritoriul țărilor române, sigur că mișcarea este înfrântă, cu ușurință. Apare o ruptură istorică, pentru că sigur că vin domniile așa zis pământene. În ce măsură este ruptură cu adevărat istorică și în ce măsură este continuitate? Pentru că apoi lucrurile merg mai departe cu aceiași oameni și totuși ceva s-a schimbat fundamental. Și ca să închei ideea, descendenții acelor familii fanariote care nu, de care ne-am rupt la 1821, pe descendenții lor îi găsim în elita României moderne, mulți dintre ei. Ei sunt mulți dintre ei cei care construiesc și mișcarea de la 1848, îi găsim și acolo, inclusiv pe unii revoluționari de la 1821 și apoi în prima elită a României moderne. Doamna ambasador, trebuie să plece, facem o mică pauză, da? Nu, continuăm, noi salutăm pe dumneavoastră. Da, I had a small accident, that's why I have the athletic shoes. It's not because I'm running. Thank you so much. Thank you again, thank you. Mulțumesc. Vedeți, mi se pare un lucru, a fost vitează că a venit doamna ambasador. Știți, istoria nu e albă sau neagră.
Și din păcate noi am fost tentați în spațiul românesc și hai să fim drepți și grecii. Adică au exagerat și unii și alții, nu? Pentru că noi am considerat o ruptură categorică, am terminat, fanarioții, nu știu ce. Nu. Lucrurile au continuat. Păi chiar această familie Ghica, care a dat 25 de domnii în spațiul românesc și care ei sunt fanarioți. Ce înseamnă a fi fanariot? Înseamnă a fi trăitor în cartierul fanar al Constantinopolului. Dar asta nu înseamnă că erai grec de 10 generații în urmă. Ăștia erau albanezi, nu? Ghica. Și primul domn din țara românească este acest Grigore Ghica, care, sigur, e domn pământean. Eu zic că, e bine, că s-a întâmplat bine, că lucrurile acestea au mers încet, 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 încet și reprezentanți ai fanarioților, cum ați observat și dumneavoastră, au continuat, au făurit, au structurat această elită românească a secolului XIX, ilustrată între altele și prin comunitățile grecești care s-au constituit în diverse orașe. E adevărat că acolo majoritar sunt negustorii, sunt oamenii din clasă de mijloc și mai puțin elită. Dar trebuie să acceptăm această îngemânare între români și greci, care dăinuie. Adică e o realitate de la căderea Constantinopolului până în zilele noastre. Să menționăm de asemenea că mai toată boierimea noastră de la începutul secolului al XIX, generația în primul rând prepașoptistă, dar și cea pașoptistă, și-a făcut educația în Academiile Domnești de la București și de la Iași. E o educație grecească clasică. Grecii sunt cei care înlocuiesc definitiv educația de tip religios, fie în limba slavonă, fie în limba română, cu educație clasică. Toți boierii noștri i-au citit întâi pe Homer, i-au citit pe tragici, l-au citit și l-au aprofundat pe Aristotel, l-au aprofundat părinții bisericii în limba greacă. Gândiți-vă că e Ion Heliade Rădulescu, dintre numele cele mai reprezentative ale acestei. Da, pe urmă, limba greacă, așa cum astăzi este limba engleză, vai, noi cedăm de la o zi la alta limba franceză, să spunea despre români că sunt francofoni. Nu! Acum publici, mai grabă să spun că nu la dumneavoastră, te duci la o editură și vrei să publici un text și un personaj zice mersi. Și să pune în paranteză, la recomandarea redacției, paranteză, mulțumesc. Până acolo am ajuns cu pierderea limbii franceze. Și astăzi o limbă, un idiom universal este limba engleză. E, așa a fost limba greacă, pe care nu trebuie să o percepem ca o limbă impusă nouă, dar era limba universală în care se exprima sud-estul Europei și, din fericire, cu ajutorul acestor academii domnești, românii, și să știți că pătura lor nu e chiar subțire. Sunt foarte mulți cei care învață grecește. Cred că a venit momentul și probabil că tot dumneavoastră veți realiza așa ceva, chiar dacă nu-i veți da un titlu interrogativ, în ce măsură au fost românii europeni. Eu îndrăznesc să spun că în foarte mare măsură. Da, ca să revenim un pic la chestiunea rupturii, trebuie să spunem că pentru aceste familii mixte, greco-române, pentru această aristocrație, s-a pus problema de a alege. De a alege să rămână în țara românească, în noile condiții în care limba greacă era mazilită, în care cei care nu erau pământeni nu mai aveau acces la funcții, sau să meargă în Grecia. Și avem un caz aproape unic în istoria Europei. Aceleași persoane care în decenii 1810-1821 dețin funcții înalte, fie să zicem la curtea lui Caragia la București, fie la curtea lui Scarlat Calimachi la Iași, devin miniștri, devin prefecți, devin ambasadori în Grecia, într-un alt stat. Aceleași persoane într-un alt stat.
Ei fac opțiune și sunt destui care aleg însă să rămână în România, în București, în Iași, orașe pe care le iubesc și pe care le considerau mult mai dezvoltate la 1821 din punct de vedere cultural. Cu toții știm de pildă de Athanasios Christopoulos, marele poet liric de tradiție neoanacreontică, care a influențat pe toți poeții noștri. Să spunem însă că el a fost și autorul codului legislativ al lui Caragea. El se află în spatele acestui cod. Ei bine, el decide să rămână la București, unde moare în 1847. Ce să mai spunem de apostol Arsache, care este unul dintre medicii de mare succes în decenii 1810-1820 și apoi va deveni un mare luptător pentru unirea principatelor, va fi, în fine, va fi oricum, în mod cert, primul ministru de externe al Principatelor Unite, prim-ministru interimar. Sigur că da. Și dacă îmi permiteți, avem situația în care, așa cum unii optează să ajungă miniștri și în statul elen, alții optează să rămână în principate și să ajungă miniștri din aceeași elită fanariotă în statele, în principate. Îmi vine acum Alecache Vilara, care era ministru de interne al Vodă Bibescu pe vremea Revoluției de la 48, o generație mai târziu, și care la 48 se luptă cu să-și țină în frâu odraslele care fac revoluție. Știți, dumneavoastră aveți dreptate, dar vedeți, istoria Balcanilor e puțin mai complicată, că toți ăștia, că-i Vilara, că-i Belu, că-i Filiti, ăștia sunt grecofoni, nu neapărat sunt greci. Da, dar sunt din acea elită. Sunt, fără îndoială, fără îndoială. Sau acești Arsachi, care în momentul de față se fac cercetări de către medici și de la noi și de la Viena, se pare că este un antecesor al lui Darwin prin cercetările pe care le-a făcut. Și dacă doctorul Buda o să reușească să demonstreze lucrul ăsta, putem să ne lăudăm cu această întâietate, nu? În descifrarea... Da. Bine, Darwin are o întreagă teorie legată de evoluția speciilor, dar ăsta pune problema în lucrarea lui de doctorat legată de sistemul nervos al peștilor, o leagă de evoluția speciilor. Vă mulțumesc. Aș vrea să nu închem fără a-l întreba pe domnul Tudor Dinu despre documentarea cărții și pe hârtie și în teren. L-aș ruga să ne spună câteva vorbe. Da, scopul meu a fost mai întâi să reunesc absolut toate sursele primare scrise, redactate în toate limbile, așa cum am zis și doamna academician Filiti, pentru a avea o viziune obiectivă și nu a scrie mânat de o anumită agendă naționalistă românească, grecească, turcească, rusească. Ce s-a fost scopul meu principal, din fericire, destule dintre surse au fost traduse, trebuie recunoscută munca excepțională a predecesorilor, volumele de documente reunite de Andrei Oțetea, munca turcologilor, inclusiv a turcologilor greci, care în anul 1821 au publicat la Atena un volum cu toate firmanele și toate documentele emise în anul 1821, care mi-a permis să dau și imaginea evenimentelor din punctul de vedere al turcilor, recurgând și la documentele lor. Vedeți cum a spus și doamna academician, lucrurile nu sunt albe și negre, nu trebuie să avem o viziune manicheistă, chiar și personalitățile cele mai strălucite, cum sunt Ipsilanti și Tudor, au slăbiciuni, fac greșeli, ei trebuie percepuți într-o luptă permanentă între interese diverse care se schimbau de la un moment la altul. Așa veți regăsi lucrurile în această carte, care poate fi citită și ca un roman. Tot ce s-a întâmplat acolo... Extraordinar roman. Nu-l lăsați din mână, o să vedeți.
Tot ce s-a întâmplat acolo a fost pasionant, a fost mult eroism acolo, dar au fost și multe episoade tragice, au fost și elemente comice, au fost elemente de sordid. A fost o lume mult, mult mai complexă decât poate să o prezinte o istorie tradițională de tip naționalist care nu încearcă să se dezbare de anumite prejudecăți. De asemenea, un element de noutate, pentru că îi mulțumesc foarte mult domnului redactor șef Radu Gârmace, este aceea că pe lângă romanul, sau cum a spus dânsul, pe lângă epopeea eteristă scrisă pentru prima dată pe teritoriul țării noastre, există și un roman ilustrat. Ei bine, mulți au fost fotografii distinși care s-au deplasat la Drăgășani, să spunem. Eu am avut însă ambiția și, aș zice, perseverența să merg în toate locurile în care s-au desfășurat episoade ale Revoluției Grecești. Nu mi-a scăpat nimic, chiar dacă, în mod firesc, în volum nu veți regăsi fotografii din toate locurile. Am săpat în depozitele muzeelor, muzeele noastre de provincie, dar și muzeele din Grecia, fie ele la Atena, fie, să spunem, la Kozani sau în alte zone din provincie. Veți vedea ca atare în ilustrația cărții piese pe care nu le-a mai văzut nimeni și poate că nu le va mai vedea pentru multă vreme. Și de asemenea, am încercat să văd, și acest lucru îl pot poate dezvolta ulterior și niște articole, în ce măsură memoria Revoluției de 1821 mai persistă sau nu. Am întâlnit, de pildă, Câmpul Bătăliei, la Cleanov, un loc uitat de lume, odinioară în județul Mehedinți, acum în județul Dolj, unde mai există această memorie populară cu greci români. Cuvântul eterism nu era, bineînțeles, cunoscut. Se vorbea de greci. Existau, după două secole, amintiri în teren. Și acestea au îmbogățit această frescă. Da, documentarea am făcut-o în anii 2020. Absolut recentă, proaspătă documentarea. Aveam deja textul finalizat și încă mai umblam să îmbunătățesc fondul de imagini, cum știți foarte bine. Vă invit să citiți cartea, vă invit să puneți întrebări și după întrebări, bineînțeles, autorul vă acordă autografe. Am început deja dinainte să acord autografe, deci cu atât mai mult acum. Aș vrea să mulțumim, pe de-o parte, sponsorului, Asociației Culturale Protagoras, care m-a susținut în demersul meu. Îl avem aici pe domnul vicepreședinte al asociației, domnul Mihalis Romanos, care este și el istoric, a predat la Universitatea din Atena, a făcut un doctorat la Institutul Nicolae Iorga al Academiei Române. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la volum, începând cu dumneavoastră, continuând cu doamna Angela Rotaru, care a făcut coperta, cu domnul Dulgheru, cu ceilalți colegi, și o mulțumire cu totul speciale colegului Beniamin Stoica Fuchs, geograful, care a oferit niște hărți excepționale, mult mai bune decât în orice alt tratat, pe lângă mișcările complete de trupe ale tuturor facțiunilor, oastea lui Tudor, oastea lui Ipsilanti, există și mișcările trupe ale lui Gheorghe Cantacuzino, ale celorlalte grupuri de eteriști, Iordache Olimpiotu, Iane Farmache. Avem de asemenea o hartă completă cu toate tipurile de confruntări militare. Avem și un alt lucru excepțional, o hartă cu locurile din lumea elenică în sens larg, de unde provin revoluționari. Dacă deschideți această carte, o să vedeți că Revoluția Greacă de pe teritoriul țărilor române a fost una panelenică. Există revoluționari care provin, domnule Romanos, de la Trapezunt și de la Smirna, care provin din Albania, de la Girocastro, să zicem, de oriunde, de pe toate insulele, de pe Marea Egee, de pe Marea Ionică, din spațiul bulgar de astăzi. Este absolut fascinant și lucrul n-a fost pus în lumină. Subliniem acest fapt și prin motto-ul pe care l-am ales pentru carte, din Mihai Cioranu, aghiotantul lui Tudor Vladimirescu. Toată Grecia s-a mutat în România. Da, să spunea,
Dacă există undeva paradis, paradisul e în România, spune un grec din secolul XVIII. Cred că ăsta este supremul omagiu, nu? Da, să știți că, așa cum zicem noi astăzi, El Dorado, gândindu-le la aurul pe care îl găseau coloniști în America, așa erau numite, dar cu cuvânt, cu termenul Peru, așa erau numite țările române. Țările române erau pentru greci El Dorado epocii. Vă mulțumesc. Da, prezi microfon? O să urmăresc pe doamna Filippi și o să fiu singur în picioare, că să vezi lumea. Aici nu știu. Piocondați o microfon. Se aude ceva. Eu vroiam să vă spun anumite chestii care sunt puncte de referință la mintea omului că se poate să interpreta fenomenul elenismului în România. Nu pornește din epoca fanarioților elenismul. Pornește de la Istria, de la Tomi, de la Calatis, și așa mai departe ajungem la caderea Constantinopolului, când o mare parte a găsit aici refugiu în România și s-a dezvoltat foarte mult și au capătat foarte multe și averi și tot ce vroia omul să găsească, îl găseau aici. Dar fanarioții, trebuie să înțelegem un lucru. Nu erau ei care erau de origine greacă erau otomani, erau cetățeni otomani. Și ei erau niște funcționari aici. Se executau dorințele sultanului. Și atunci ei ce au putut, o parte se facă, au făcut, erau comportamentul lui, lor și faptele lor benefice și pentru Băstinești și pentru ei. Spre exemplu, la Academie, și la Iași, și la București. Foarte mulți profesori, foarte multe traduceri. Și contribuția lor a fost să traducă din greacă sau din alte limbi în română și se contribuie, se devine dialectul românesc, o limbă carturară. Asta e o contribuție foarte mare. Și ei, când trebuie să le vedem asta lucrurile, a fost o problemă mare în relațiile culturale între Grecia și România, problema fanariotă, care un congres din 1970 la Salonic a contribuit foarte mult să fie depășite multe probleme, dar mai multe s-au depășit și sunt echilibrate relații culturale, contribuția fără nicio discuție al domnului profesor, a prietenului meu, Tudor. Da, dacă îmi dați voie să intervin și să mă adresez puțin și prietenilor greci, să nu fie dezamăgiți de dificultatea de a citi acest text, care cuprinde multe fragmente într-o limbă română arhaizantă, urmează traducerea, grație excelentului istoric grec și traducător, domnul Pavlos Vasiliadis, care este prezent aici în sală și aș vrea să-i mulțumesc. Dânsul a terminat deja traducerea, iar acum eu lucrez la revizuirea ei. Παρακαλώτους Έλληνες φίλους να μην απογοητευτούν από τη δυσκολία της γλώσσας, αναγκάζομαι να παραθέτω από δύσκολες πηγές του 1800 σε σχηνοτενή ρουμανική γλώσσα. Η μετάφραση είναι έτοιμη, είναι εξαιρετική, έχει εκπονηθεί από τον συνάδελφο ιστορικό Παύλο Βασιλιάδη και τώρα εγώ κάνω την επιμέλεια. Οπότε με το καλό ελπίζω του χρόνου να έχουμε το βιβλίο και στα ελληνικά.
Acum, în ceea ce privește cartea Sir Tudor Vladimirescu, eu rămân la două terminologii care sunt chei la Tudor Vladimirescu față de atitudinea eteristilor și a grecilor. La cuvântul prodosie, trădare, și la cuvântul executare. S-a executat sau s-a sinucis? Sau l-au sinucis grecii? L-au asasinat, nu l-au sinucis. L-au asasinat, da. Da, da, pardon, scuzați-mă. Deci asta, după mine, după contextul istoric și după faptele care le-am văzut, Tudor Vladimirescu a fost executat. Și de asemenea, cu toate că nu este acum cazul, le știu mult mai bine și Tudor și doamna Filiti, în contextul ăsta se dovedește că el, dacă n-a fost membru formal, al esențial a participat și a fost un membru, unul al leteristului. A fost. Numai atunci, dacă admitem că a fost, putem să acceptăm execuția. Dacă nu a fost, este asasinat. Dacă nu admitem... Da, dar dați-mi voie să intervin și eu. Vinovatul moral pentru asasinarea lui Tudor, dacă putem să-l căutăm, este Dimitrie Macedonski, adjunctul lui, care se oferă să-l trădeze pe Tudor, să-l predea eteriștilor, numai și numai pentru a lua el comanda pandurilor. El le garantează lui Iordache Olimpiotu și lui Iane Farmache supunerea pandurilor, o forță militară profesionistă care ar fi putut juca un rol decisiv în lupta cu turcii de la Drăgășani, numai că el nu-i controla pe panduri. Deci asasinul moral nu e Ipsilant, asasinul moral este totuși Dimitrie Macedonski, cel mai apropiat colaborator al lui Tudor. Tudor este judecat de un tribunal eterist. Este judecat în baza codului penal al eteriei. Numai că un lucru care din nou nu s-a afirmat cu toată puterea în cultura noastră, tribunalul acesta este alcătuit din pământeni. E alcătuit din valahi pământeni, nu din greci fanarioți. Nu s-a afirmat pentru că era destul de neplăcut pentru noi. Era gata să-l absolve. Da, el a fost condamnat în baza a trei articole din codul penal eterist. Aceste articole sunt date cu subiect și predicat de Ilie Fotinou. Două justifică condamnarea la moarte, al treilea nu-l justifică pentru că se spune Tudor este condamnat pentru că a uneltit împotriva patriei lui. Patria lui evident nu era Grecia, ci era Valahia. El apăra. Pe de altă parte, celelalte articole justifică condamnarea. Ipsilant il grațiast. Și atunci intervine un al doilea vinovat moral. Acest al doilea vinovat moral, trebuie să acceptăm, este Iordache Olimpiotu. Cel mai bun prieten, cel mai apropiat tovarăș al lui, care vine cu dovezi suplimentare și îl convinge pe Ipsilanti să-și încalce grațierea. Din punct de vedere juridic, grațierea este un act irevocabil. Nu mai poți fi condamnat încă o dată pentru aceleași fapte pentru care ai fost grațiat. Da, haideți. Pot să continui. Vă rog, mulțumesc. Pot să continui puțin să termin gândirea mea. Deci, din punct de vedere juridic, are dreptate domnul profesor Dinu, dar din punct de vedere istoric al adevărului, este departe. Adevărul este că era în cadrul eteriei, era un membru al tuturor care făceau, avea o țintă să fie eliberată zona și aici și în tot Balcani de la otomani. Și acolo, la un moment dat foarte sensibil, el a întors pentru interesele lui personale și ale lor care reprezenta. Adică dacă spunem de țară când a schimbat atitudine și nu vrem, deci să nu mai începem, pardon, să nu mai începem să spunem toate cele, spunem care era rezultatul.
În fine, deci să mai, ca să termin, să nu, fiindcă nu eu sunt care prezint vreo carte, atitudinea mea, numai asta de fanarioți trebuie să înțelegem că nu erau greci de la sine, și dacă erau de origine greacă sau albaneză, erau în cadrul unui funcționar al sultanului, care făceau aici politica lui, acolo, în primul rând. Una din problemele care avem noi la relație a fost asta, cu fanarioți, unul cu Tudor Vladimirescu, și al treilea problemă este problema vlahilor și politica României, care asta trebuie să fie tratate cu la rece, istoriceste, și nu cu naționalism. Naționalismele duc totdeauna la ceva negativ, că de la sine naționalismul este negativ, fenomenul. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări din sală, dacă nu, îi mulțumesc doamnei Georgeta Filiti încă o dată, îl felicit pe domnul Tudor Dinu și îi mulțumesc. Îl așteptăm cu următoarea carte la Humanitas și vă invit să îi cereți autografe. Vă mulțumesc mult!